Bună ziua tuturor! Mulți s-au lovit în mine și au spus că mă laud și că nu este adevărat ceea ce am spus sau ceea ce am scris. Cum că eu, dacă am 45 de ani, n-am putut să ajut de 40 de ani pe cei de lângă mine. Ba uite că am putut. Și nu vreau să pară o laudă, dar vreau să le spun acestora care au mințit la adresa mea, care m-au lovit cu pietre, cum se spune, va pe deasupra, mai cineva care mi-a adresat public până și o amenințare cu moartea, pe lângă jignirile care le-au spus și minciunile care le-a spus. Ce am făcut eu de la 5 ani, 6 ani, 7 ani? Păi când îl vedeam pe părintele unui copil că-l ceartă, mergeam la el și ziceam că eu am făcut. Eu i-am zis să facă lucrul respectiv și el n-a făcut nimic. Câteodată eu nu știam ce făcea acel copil. Dacă vedeam care hainele murdare, îi le dădeam pe mele. Dacă îi vedeam pe careva că îi plac jucăriile mele care le aveam, îi le dădeam lui. Nu spuneam niciodată părinților mei ce am făcut cu ele. Nu am plâns niciodată pentru pedepsele care le-am luat. Nu mi-a părut niciodată rău pentru faptul că eram pedepsit sau că eram bătut. Pentru că în sufletul meu de copil atunci era o bucurie imensă că am putut să ajut. Așa am gândit eu în momentul respectiv, copil fiind. Cum am ajutat sutele de mii de cazuri? E simplu. Am început de unde am început, v-am spus, iar pe parcurs am încercat ca atunci când mergeam la cumpărături, să-mi cumpăr mâncare, să-mi cumpăr de îmbrăcat, să-mi cumpăr de încălțat. Cumpăram ceva mai ieftin pentru a rămâne bani și pentru cel de lângă mine care avea nevoie. Când mergeam undeva să mă distrez sau când mergeam chiar la un drum lung, preferam să merg cu ceva care costă mai puțin, tocmai pentru a rămâne niște bănuți și pentru acei oameni sau pentru acei copii care au nevoie de ajutorul nostru. Tot timpul când am făcut ceva, am încercat să fac în așa fel încât să rămână niște bani pentru ei. Dacă am mers, am lucrat ceva, lucram puțin mai ieftin și asta iarăși m-a ajutat foarte mult pentru a ajuta pe cel de lângă mine. Iar aici vreau să vă dau ca exemplu o familie. Din Zalău, niște prieteni foarte buni de-ai mei, la care le-am lucrat la casă, pentru că, na, între prieteni te mai ajuți și așa și este și normal ca prietenii să se ajute unii pe alții, nu să-și întoarcă spatele, mai ales atunci când au nevoie de un sprijin să fugă ca șobolanii de lângă tine. Și am avut o înțelegere cu ei. Și de acolo am putut să am și eu puțin și să aibă și cei care aveau nevoie de ajutorul nostru, încercând împreună cu ei să aducem bucuria în sufletul unor copii, unor familii care aveau nevoie de sprijin și de ajutor. Tot timpul am căutat că atunci când am făcut ceva sau m-am dus undeva sau am cumpărat ceva, să fac o mică părticică și celui care avea nevoie de sprijinul și de ajutorul nostru. Deci se poate, fără să faci prea mari eforturi, dacă îți dorești cu adevărat să ajuți pe cineva, poți. Dacă îți dorești cu adevărat să faci ceva, poți. Și nu uitați, cei care au spus că s-o las mai moale și să mă gândesc și la mine, nu doar la cei din jurul meu, pe tocmai că tot ceea ce am făcut m-am gândit la mine.
pentru că tot ce am făcut din sufletul meu pentru cel de lângă mine, de fapt mi-am făcut mie în primul rând. Orice om în această lume face câte un păcat sau greșește în viața lui de zi cu zi. Oameni fără păcat și fără greșeli nu există pe pământ. Și am văzut eu cu ochii mei și am simțit pe pielea mea că tot ceea ce am făcut în viață, făcând din sufletul meu și necerând nimic la schimb, Dumnezeu mi-a dat nu înzecit, cum se spune, ci de mii de ori mai mult. Doar că bogățiile care mi le-a dat Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu mi-a dat mie, nu se vede în jurul meu, pentru că ceea ce îți dă Dumnezeu nu văd cei din jurul tău, vezi doar tu. Da? Iar eu mă simt un om împlinit pentru tot ceea ce am făcut în acești ani. Așa că atunci când vrei să faci ceva cu adevărat, poți. Dar trebuie să-ți dorești și ceea ce faci să vină din suflet, pentru că așa îi place la Dumnezeu. Tot ceea ce faci, să faci cu sufletul, să faci din suflet. De ce? E foarte simplu. Atât timp cât la Dumnezeu îi trebuie sufletul tău, ăla trebuie să fie curat, sufletul, nu altceva. Da? V-am mai spus, noi am venit de la Dumnezeu. Noi suntem niște suflete aici pe pământ, dar Dumnezeu ne-a dat o casă, ne-a dat acest trup care este casa sufletului nostru. Așa că nu vă mai bate joc de cei care arată urât sau au anumite defecte ca și corp. Nu, să nu vă mai intereseze cum arată oamenii, să vă intereseze ce suflet au în ei. Pentru că dacă pe Dumnezeu îl interesează sufletul omului, și pe noi trebuie să ne intereseze la fel sufletul omului, nu trupului. Vă doresc o zi frumoasă și Dumnezeu să aibă grijă de voi.